Și asta am făcut noi la UMBB, ne-am dat seama că primăvară lucrurile n-au mers bine și am început să ne dotăm tehnologic, ca să spun așa, inclusiv cu tehnologii virtuale. Am pus toți colegii mei să intre în programe de formare, cum se predă online, iar eu nu sunt dintre cei care din toamna anului 2020 spun că învățământul online a fost o catastrofă. La UBB n-a fost o catastrofă. Și în anumite domenii învățământul online este foarte bun. Sigur că în zone vocaționale, inginerești, teatru, e greu de făcut. Dar în alte zone merge foarte bine. Și chiar comparabil cu învățământul clasic, dacă nu mai mult decât atât, că îl poți face interactiv. Deci nu are sens să avem evaluări de astea generale. E o catastrofă. Mai ales că, scuzați-mă, asta o spun așa, într-o manieră în care un om râde, unul plânge. Am auzit discursurile autorităților cât de catastrofic a fost învățământul online și după aceea m-am uitat cum tot aceleași autorități se leudau că am avut cea mai bună performanță la bacalaureat și la examenul după clasa 8. Totuși, cum? Nu se bat cap în cap lucrurile, dacă a fost atât de catastrofic. Cum am putut noi avea anul ăsta cea mai bună performanță din ultimii 10 ani la bacalaureat și la examenele naționale? Cum? Că A și non-A nu pot fi adevărate, dacă gândești logic, în același timp și în același context. Da. Deci, altfel spus, cu siguranță tehnologia vine peste noi. A o ignora și a nu fi noi pionierii care o integrăm în educație, este o mare greșeală. Fiindcă se vor inventa mecanisme educaționale și instituții care vor folosi această tehnologie alternativ cu noi și noi o să devenim muzee. Și alte instituții se vor ocupa de educație. Deci trebuie să avem grijă la acest lucru. Repet, nu sunt pentru a trece în online. Adică eu totdeauna mă uit la avantaje și dezavantaje și la echilibru pe care îl căutăm. Dar a te ancora în paradigma veche, în care vii în clasă, spui, stai jos și scrie. Și te miri că tinerii nu au răbdare să stea o oră și jumătate. Că ce îi spui tu, caută și vede că e aici, că ei aș putea să o citesc de altundeva sau aș putea să o citesc înainte. Înseamnă că vom deveni muzee. Trebuie să asimilăm tehnologia în anumite zone mai mult, în alte zone mai puțin, dar trebuie să avem această atitudine deschisă față de schimbările tehnologiei. Eu știu că sunt discuțiile că, ok, tehnologia asta ne strică mintea, ne afectează, ne produce nu știu câte nenorociri. Fiecare generație s-a temut de schimbarea paradigmatică. Fiecare generație. Bunica, țin minte că spunea că mergeam în vacanțele de vară, nu mai citi atâta că o să nebunești. Că mie îmi plăcea să citesc. Mă dute și te joacă cu copiii. Eu citeam, spunea, e ceva în regulă. Da? A fost frică când a apărut televizorul. A fost frică când a apărut computerele. A fost frică că o să nebunească civilizația și că o să pierdem interacțiunea umană când a apărut internetul. Orice revoluție industrială sau științifică a fost privită de vechile generații ca fiind o catastrofă. Ceilalți, sigur că ceilalți nu sunt ca noi. Dar nici noi n-am fost ca ceilalți. De ce uităm lucrul ăsta? Adică de ce vrem ca generațiile tinere să fie ca noi? Că nici noi n-am fost ca bunicii noștri. Este o dezvoltare în sensul ăsta, să fim deschiși spre ea. Și fiindcă vrem, nu vrem, va veni peste noi. Și în acest context mai aduc o idee, și cu asta mă opresc și după aceea putem lua eventual câteva întrebări. Știu că părinții se tem foarte mult, spre exemplu, de expunerea copiilor la așa-numitul screen în engleză. Screen înseamnă, nu știu, și televizor, și computer, și telefon mobil. Adică expunerea asta la tehnologie în care ai un ecran. Și ce știm în psihologie, și noi, asociațiile psihologilor la nivel internațional și asociațiile medicilor, încă de vreo 5-10 ani, am pus niște standarde foarte dure. Și am spus așa, copiii până la 2 ani, să nu fie expuși la screen, la ecran. Nici într-o formă. Între 2 și 5-6 ani, deci preșcolarii până merg în clasa 1, maximum, dar maximum, o oră. De dorit mai puțin decât o oră. De la 7 ani până în perioada adolescenței, hai să spunem 2 ore, dar e de dorit mai puțin de 2 ore. Acum, noi când ne uităm astăzi la studiile pe care le avem, ne-am dat seama că este o greșeală. Eu înțeleg și nu justific critic. Adică
când se schimbă o tehnologie, e foarte bine întâi să te temi, să presupui că e ceva rău ca să te protejezi, că îți poate afecta mintea, poate să-ți dezvolte, să-ți afecteze creierul. Numai că pe măsură ce se adună datele, a rămâne în aceeași paradigmă vechi este o mare greșeală. Astăzi știm altceva, că o expunere moderată, însemnând între 2 până la 6 ore, depinzând de conținut și de profilul copilului, e foarte bună. Și dacă nu-l expui moderat la screen, în noua lume, copilul rămâne dezavantajat. Numai că e foarte greu să ajung să spun aceste cunoștințe în spațiu public, fiindcă lumea se polarizează. Noi am rămas cu ideea că expunerea la telefoane mobile, la copil, este problematică. Asta a fost ideea. După 10 ani avem studiile care ne spun că dacă nu le expui, sigur, nu-i voie să le expui excesiv. Peste 6 ore, în cazul multora, generează probleme psihice, probleme medicale. Dar a spune că până la 2 ani, deloc, înainte de clasa 1, maximum o oră, și ceilalți, clasa 1, a gimnaziu, liceu, 2, poate 3, este o mare greșeală. Eu o spun cu responsabilitate astăzi, pe baza analizelor din multe studii, și există și o sinteză a lor. Eu am citit studiile de specialitate, dar este o sinteză foarte bună a OECD-ului, publicată în 2019 sau 2020, care spune că să terminăm cu această frică. E drept, nu-i voie să exagerăm. Și nu-i voie să facem expunerea oricum. De exemplu, când ești expus la screen, ca să spun așa, trebuie să ai grijă la ce conținut, că nu te expui la conținut agresiv sau conținut problematic, ci te expui la conținut educațional și de entertainment, ceea ce este ok. În același timp, în funcție de vârstă, cu cât copiii sunt mai mici, se expun, fiind selectate conținuturile de către părinți, iar părinții, după ce copiii sunt expuși la, nu știu, desene animate, jocuri și așa mai departe, discută cu copiii. Deci este o mentorare care discută ce ai învățat din desenele astea animate, despre ce a fost vorba, da? La ce vrei să te uiți data viitoare, dar de ce vrei să faci lucrul ăsta? Sigur că dacă îl pui să stea chiar numai 6 ore, să uite la ce vrea el, la desene animate, Tom și Jerry, cam agresive, nu cred că îi face bine. Dar dacă selectez conținutul și îl moderez ca adult, mai ales dacă copilul e mic, îl ajută să se dezvolte psihologic. Altfel poate să pierdă avantaj. Deci cam așa trebuie să vedem atitudinea asta față de tehnologie, nu numai în educație în general, și expunerea pe care o generăm în cazul copiilor noștri. Evident, eu când spun expunerea asta între 2 și 6 ore, mă refer 26 ore pe zi la tot, adică și la școală și acasă. Nu avem, nu știu, 6 ore la școală și după aceea am ceva acasă. Nu, că aia deja înseamnă expunere excesivă. Dar expunerea la tehnologie este bună. Așa că, la treia întrebare, cum învățăm? Învățăm și prin mijloace clasice, îmbogățite însă cu dezvoltările tehnologice. Să nu ne temem de ele, dacă le asimilăm adecvat, învățarea poate să fie eficientă. Dacă ne temem de ele, o să rămânem la chestii clasice, după aceea ne mirăm, că, repet, elevii sau studenții nu mai au răbdare și spunem după 5 minute și pierd răbdarea. Nu e problema lor. Problema noastră, cum predăm. Nu ne-am adaptat la noile generații. Avem generațiile digitale. Generația Z, milenialii, că avem prin universități. Nu le putem preda cum ni s-a predat nouă. Cunoașterea e democratizată, repetă, acces ușor la cunoaștere. Așteptările lor sunt altele, vor mai multe cunoștințe procedurale, nu doar cunoștințe declarative, și ar trebui să gândim educația în acestea. Ca să închei. Batorii. Citind diploma și vă încurajez să o citiți. Această lucrare se află în formă de PDF, accesibilă gratuit pe site-ul Universității Babeș-Bolyai, la istoria universității. Citiți-o, e chiar interesant să vedeți cum s-a preocupat de dezvoltarea educației în Cluj și prin asta în Transilvania și în toată zona Ungariei din perioada respectivă. Deci este un vizionar și cred că politicienii noștri trebuie să citească toți diploma, să înțeleagă cum trebuie să ajute școlile astăzi. 2. Ce învățăm? Competențe, dar competențe bine definite ca echilibru între declarativ, procedural și valori.
3. Unde învățăm? Noi suntem profesori, clar că facem un învățământ formal, dar trebuie să avem deschidere spre învățământul non-formal și informal, inclusiv când spun non-formal cu companii într-o logică duală, sunt lucruri care vin peste noi. 3. Cum învățăm? Metodele clasice sunt bune. Nimeni nu spune că nu sunt bune. Doar că generațiile se schimbă, au altă minte, au alte așteptări, să venim cu noua tehnologie ca să le potrivim stilurile de învățare, fiindcă dacă nu facem aceste lucruri, învățământul clasic o să fie muzeu. Și învățământul și educația tinerilor se va face în alte zone, non-formale și informale. Cam ăsta este mesajul meu. Repet, nu le formulez ca niște concluzii, le formulez ca idei prin care să problematizăm lucrurile, să gândim asupra lor, fiindcă probabil unii sunteți de acord, alții nu. Însă puteți fi sigur că ce v-am spus nu se bazează pe ce îmi place mie sau ce mi-aș dori eu, se bazează pe multe studii din științele educației. Și dacă nu înțelegem că vine paradigma schimbării peste noi, o să devenim, și spun a patra oară sau cincea oară, o să devenim muzeu și nu cred că vrem lucrul ăsta. Mulțumesc! O expunere extrem de interesantă a domnului profesor, rector Daniel David. Multe lucruri de învățat în această după-amiază, multe lucruri de reflectat asupra lor, învățăminte cu adevărat venite de la un specialist și mulțumim. Vă rog din sală, dacă sunt întrebări, colegii noștri ne vor ajuta cu un microfon. Înainte de asta, dați-mi voie să vă spun ceva. Acum vorbesc ca psiholog, care a scris Psihologia Românilor. Eu știu că noi încă avem un profil colectivist. Și știu că în profilul colectivist, când studenții sau elevii au pe cineva care le ține o conferință și sunt întrebați, vreți să puneți întrebări, mulți nu pun întrebări, fiindcă consideră că ar fi o jignire cumva sau o provocare a vorbitorului. Nu. Putem aici să discutăm. Orice îndoială pe care o veți, de claritate, o puteți aduce în discuție, zic că o să mă bucure, nu o să mă simt provocat. Da? Cu interes, prima. Bună ziua, mă bucur că am șansa să vă provoc. Da. Întrebarea mea este din perspectiva părintelui, nu neapărat aceea a profesorului. Și sună cam așa. Ce ar trebui, cum ne pregătim copiii pentru viață și ce ar trebui să știe un copil care ajunge la vârsta maturității? Dacă întrebarea mea ar avea și subpunctul B, ar fi legată de o întrebare simplă, directă. Ce ați schimbat dumneavoastră la sistemul educațional de azi, din România. Am înțeles paradigmele expuse și urmărindu-vă în mediul online, vă cunosc punctul de vedere, însă noi, dascălii, ne întrebăm adesea cine să se schimbe, profesorii, elevii, sau să avem o cu totul altă abordare. Okay. Mulțumesc! Mulțumesc! Sigur că pentru fiecare întrebare putem face un simpozion. Da. Așa că încerc să sintetizez și sintetizând, sigur că o să fac niște generalizări excesive, dar încerc totuși să dau un răspuns. Repet, fără să am pretenția unui răspuns foarte specific. Uite, ce ar trebui să știe copiii, ce ar putea să facă părinții și părinții împreună cu școala. În primul rând, ar trebui să regenerăm în mintea copiilor că educația este calea regală spre succesul social. Fiindcă a slăbit acest lucru. Mulți nu mai cred că educația este calea regală spre succesul social. Doi, și eu am o fetiță de 7 ani. Sper că să pot face ceea ce spun aici. Nu e ușor, dar încerc. Când termină școala, m-ați întrebat ce ar trebui să știe. În primul rând, sigur, ar trebui să aibă această idee. Educația este calea regală, să facă școala cu plăcere, să dobândească competențele pe care cei care predați știți că trebuie să le transferați prin curriculum. Dar foarte important, psihologic,
Eu m-aș bucura ca un absolvent de liceu, dacă mă întâlnesc cu el și îl întreb foarte repede, care sunt cele trei valori cardinale pe care le ai? Două, trei valori cardinale, să poată să mi le spună așa cum știe numele. Fiindcă atunci, dacă poate să-mi spună cele două, trei valori cardinale, înseamnă că eu știu că omul ăla are sens și semnificație în viață. Și este de multe ori imun la fake news-uri, la influențe care sunt mai problematice, fiindcă având niște valori, acele valori îți colorează lucrurile. Dacă, nu știu, tu ai ca valoare, de exemplu, munca, foarte greu ca cineva să facă cu tine lucruri care sunt mai la limita legii sau care ignoră munca, spre exemplu. Deci să știe două, trei valori cardinale și să îi coloreze viața. Doi, să știe care sunt punctele tari pe care le are ca om. Altfel, dacă te întreb care sunt cele 3-5 puncte tari pe care le ai, să știe să le spună repede. Nu știu, cineva poate să spună creativitate, inteligență, altruism, generozitate, nu știu, altele, da? 3-5 puncte tari pe care le ai și să facă lucruri congruente cu ele. Fiindcă noi știm din psihologie că cei care știu cele 3-5 puncte tari și fac sistematic lucruri congruente cu ele, au sentimentul psihologic de good life, viață bună. Adică ei își descriu viața lor ca fiind o viață bună. Și trei, să aibă și componenta de pleasant life, de plăcere. Și dacă îl întreb care sunt cele 10 comportamente pe care, dacă le faci, îți produc plăcere, să poată să mi le spună fără să fie jenă. Nu știu, îmi place să joc tenis, să mă întâlnesc cu prietenii, să beau o bere cu, nu știu, cu... Nu copiii, cu prietenii și așa mai departe, da? Deci, altfel spus, dacă am reușit să transferăm competențele într-un cadru în care copiii au venit cu plăcere la școală, fiindcă ei înțeleg că educația e calea regală spre succesul social și în acest proces i-am ajutat și să-și clarifice valorile, punctele tari și lucrurile care le produc plăcere, să facă lucruri congruente cu ele, vom genera și buni cetățeni și oameni sănătoși la minte. Asta aș face. Legat de a doua chestie, e greu, foarte greu de spus, cine trebuie cu legea și cu... Nu vreau să intrăm în discuții, repet, poate fi un alt simpozion, numai că aș spune un lucru. Așa cum nu-i bine ca sistemul de educație să fie, eu o spun, deși mulți nu gândesc ca mine, dar eu n-am școala neapărat europeană, școala mea e mai mult americană, asta este adevărul. Și de-aia eu am curajul să spun asta. Așa cum nu-i bine ca învățământul să fie centrat pe profesor, nu-i bine nici să fie centrat pe elev sau pe student. Numai că noi în Europa ne-am asumat acest discurs și foarte periculos să spui, ok, eu ca rector spun lucrul ăsta, deși, repet, unii mă critică pentru asta, am auzit în Statele Unite să fie acest lucru. În Statele Unite, de exemplu, în universitate, noi vorbim cam așa. Învățământul este centrat pe generarea de cunoaștere și în acest proces, profesorii și studenții sunt parteneri. Fiecare cu nivelul de competență și studenții sunt chiar co-creatori ai propriei educații. Dar împreună ne focalizăm pe cunoaștere. Noi aici avem discursul că învățământul trebuie să fie centrat pe student. Mie nu-mi plac extremele. Așa cum nu-i bine că a fost înainte centrat pe profesor, nu-i bine să trecem nici în cealaltă extremă. Și mă opresc aici. Vedeți, dacă mai sunt întrebări, rugăm. Avem o întrebare. Bună ziua, bucuros să vă reîntâlnesc, să vă reascult. Fără a pune etichetă pe așa cum arată sistemul de învățământ, puteți vorbi la microfon. Fără a pune o etichetă sau a fi înțeles că vreau să pun o etichetă negativă asupra sistemului de învățământ din România, dacă ne întoarcem în timp, că nu merge microfon. Dacă ne întoarcem în timp, în 1990, dacă la acel moment ne-am fi întors la Batorii și am fi pornit un sistem de învățământ pe acele principii care le renunțați la începutul dezbaterii, cum, printr-un exercițiu de un minut, dacă doriți să faceți, cum ar fi arătat sistemul de învățământ acum după 32 de ani?
Sigur, este greu de spus, dar în primul rând cred că am avea acele instituții care ar fi fost foarte bine dotate. Fără dotare degeaba încerci, n-ai ce să faci. Doi, ar fi avut o autonomie mult mai mare, o autonomie educațională mult mai mare. Probabil că ar fi fost, dacă mă gândesc la universități mult mai internaționale, uite, de exemplu, Universitatea Înființată de Bathory în 1581 în Cluj, avea profesori veniți din toată structura iezuită. Erau maghiari, erau italieni, erau polonezi, primul rector a fost polonez, Vujek, la Cluj, da? Deci probabil că aveam această structură. Eu totdeauna am spus că în educație nu are sens să fii foarte creativ în structurile educaționale. Dar ca să înțelegeți ce vreau să spun. La nivelul Uniunii Europene există 4-6 modele de sisteme educaționale. Dacă te gândești la sistemele țărilor nordice, poate zona anglosaxonă, zona latină, zona germană, au un anumit mod instituțional de a face educație. Noi am aderat la spațiul Uniunii Europene. Noi trebuie să ne integrăm în acest sistem. Și pentru noi cel mai bine ar fi fost să analizăm aceste sisteme care sunt deja puternice și la care oricum ne raportăm. Că mereu spunem învățământul finlandez sau nu știu, în Germania se face nu știu cum, în Franța se face nu știu cum. Am fi preluat un model, l-am fi discutat pe scară largă, l-am fi adaptat pentru condițiile noastre și l-am fi implementat, eram mult mai câștigați decât încercând noi să creăm un sistem original. Sigur, iarăși nu vreau să spun, nu putem noi face un sistem original, m-aș bucura să fie, dar dacă ai deja experiențe bune, de ce să riști viitorul atâtor copii? Că aici nu te joci cu zona educațională, e bine să inovăm în business. E bine că mai dai faliment, asta este. Dar inova într-o zonă educațională în care formezi noile generații, foarte periculos. Și puteai să inovezi, că luai un sistem și îl adaptai. Nimeni nu spune să folosim sistemul finlandez, îl adaptăm condițiilor de la noi. Dar știai că ai un sistem care te integrează după aceea bine în spațiul european și puteai construi lucruri inovative pe ea. Din păcate, noi n-am avut această abordare aproape niciodată după anii 90. Mereu, pe de-o parte, ne raportam la sistemele vestice, dar când era vorba să le implementăm, ne opuneam. Și spuneam, las că știm noi mai bine. De aceea ne batem cu bulgarii pentru penultimul loc în testele PISA, ca să nu fim ultimi, din păcate. Și aici numai, vreau să spun un lucru, tot din psihologia românilor, când am discutat despre faptul că suntem cam pe ultimele locuri la testele PISA, la indicatorul de inovare, nu stăm foarte bine, cineva a spus, bun, dar avem noi o problemă ca români? Și am spus mereu. Și am făcut aceste comparații. Potențialul nostru de inteligență și creativitate nu este mai jos decât potențialul germanilor, Statele Unite, Franța, țările nordice. Și aici sunt date statistice și comparații făcute. Noi avem o altă problemă. Că nu cooperăm bine între noi și nu construim instituții puternice care să valorizeze acest potențial. De aceea, de multe ori, tinerii noștri care nu sunt bine valorizați în țară, explodează în sisteme vestice bine așezate. Deci nouă ne trebuie nu resursă umană, că aia o avem, și potențialul de inteligență și creativitate acolo. Nu trebuie instituții sănătoase. Alea nu le avem. Da, spuneți. Ce apreciați că ar trebui să facă și ce apreciați că ar trebui să nu facă biserica pentru educație? Acum, biserica, uite, eu cred, de exemplu, că ar trebui să contribuie la susține o incluziune mai mare a celor din familii care nu își permit de multe ori să susțină. Eu știu că noi spunem că învățământul e gratuit, dar toți știm că costă. Costă, ba uniformă unde se introduc uniforme, ba materiale de un anumit tip, ba anumite after school-uri și așa mai departe. Deci cred că biserica ar putea să implice, în primul rând, în a susține o incluziune mai mare în mediul educațional pentru familiile pe care, sau pentru comunitatea de care îi răspund. Asta cred că ar putea să facă. Altfel, sigur, biserica are o prezență prin acele cursuri de religie,
cine vrea să meargă, merge, cine nu, nu. Este opțiunea asta, să mergi sau să nu mergi. Acolo nu cred că este altă miză, dar cred că acolo ar putea să intervină. Și în același timp, biserica ar trebui să-și dea mâna educațională pentru a lupta împotriva pseudoștiinței. În momentul ăsta, în spațiul public, există trei mari forțe care se luptă între ele, oarecum, pentru influență. Știința, pseudoștiința, oroscopul, astrologia, fake news-urile, conspiraționiștii și așa mai departe, și religia. Problema este că elementul principal, cel mai periculos pentru civilizația noastră în acest moment, este pseudoștiința. Fiindcă seamănă cu știința, dar nu-i știință. Aduce la chestii aparent logice, dacă te uiți, nu sunt. Și influența e foarte mare. Și pune la risc cunoașterea adevărului. Noi am ajuns unde suntem prin faptul că știința, la un moment dat, a început cu promovarea adevărului științific. De-aia ne-am dublat speranța de viață față de perioada Antichității. De-aia avem bunăstarea pe care o avem. Ne putem plânge, dar e o bunăstare. Adică omul mediu astăzi în Europa trăiește mai bine decât regii din perioada Antichității. Numai faptul că poți să faci duș, ca să spun așa, în fiecare seară, da? Ori noi am câștigat asta prin faptul că știința a început să vină cu ideea de adevăr definit empiric, științific și așa mai departe. Asta începe să fie pus la risc, fiindcă adevărul începe să pare să fie votat pe rețele de socializare. Nu uitați că ne-am luptat să scăpăm de lucrul ăsta prin știință. Și cred că știința și religia trebuie să-și dea mâna în prima fază pentru a lupta împotriva influenței pe care o are pseudoștiința. Fiindcă, în esență, cele două, când le faci serios, nu sunt în opoziție. Știința și religia devin în opoziție când faci prost știința sau religia, nebineînțeleasă. Dar dacă le înțelegi bine, cele două sunt compatibile și ar trebui să aibă influență împreună mai mare în spațiu public. Mulțumim. Da. Mai este o întrebare? Da. Referitor la ce ați punctat dumneavoastră în ultimele două întrebări, cu privire la un aspect foarte important, că nu trebuie să ne atingem de această constantă educațională și e un pericol foarte mare pentru societate ca această constantă educațională să meargă pe un făgaș care nu ar fi normal și referitor la influența pe care o are societatea față de tineri. Cum credeți dumneavoastră că ar trebui ca noi, ca tineri, să deosebim între repere și pseudo-repere în societate? În primul rând, uite, dacă o să ne întâlnim în alt context și o să-mi spuneți că ați participat la întâlnirea asta, știți ce o să vă întreb foarte repede, nu? Care sunt cele două, trei valori cardinale pe care le aveți? Punctele tare pe care le aveți și ce vă place să faceți și dacă faceți lucrurile astea. Deci, altfel spus, în primul rând trebuie să vă definiți acest set mental, psihologic, care vă dă sens și semnificație, vă face să fiți liniștiți, aveți un good life, o viață bună, meaningful life, viață cu sens și pleasant life, o viață plăcută. Și după ce aveți acest echilibru psihologic și acest set mental, după aceea, evident, să vă căutați în societate repere care promovează zona asta de știință, sau dacă sunteți religios, și zona religioasă. Nu e nicio problemă. Dar să fie repere credibile. De exemplu, dacă o să vă întreb în ce zonă, de exemplu, din ce zonă vă luați informațiile în mod obișnuit. Dacă spuneți, păi balez așa pe internet, ceva, e foarte periculos. Dacă tu ții informațiile despre un fenomen, sigur că te poți uita pe internet, dar știi cum este de multe ori, ca și cum ți-ai băga capul într-un reactor de la Cernobâl. Mintea noastră crede că poate controla informația falsă. Nu poate. Simplul fapt că te-ai expus la ea te influențează inconștient. Deci aș vrea să știu de unde ți-ai informațiile, care sunt sursele de încredere, care sunt jurnaliștii pe care îi citești și ai încredere că analiza lor este ok. Foarte rar putem să spunem lucrul ăsta. Și foarte puțin au astfel de repere. Și atunci, uite, în primul rând te stabilizezi tu în acest set mental, după aceea ai aceste repere de unde ți iei informația din spațiul public și creezi comunități care sunt similare cu tine. Atunci poți să spui că pe Facebook, pe Instagram, nu știu, în altă rețea de socializare, pe lângă multe teorii conspiraționiste care circulă, există și zone de sănătate și zone sănătoase. Avem o întrebare din sală și ultima.
Mulțumim. Care credeți că este șansa unui tânăr profesor să reușească în fața elevilor în contextul în care, pe timpul formării, în cadrul Universității Babeș, am reușit să avem doar 2 ore de predare? Păi ați avut 2 ore de predare, fiindcă după aceea, probabil că ar fi trebuit să aveți experiența la clasă și supervizată pentru celălalt examene pe care le-au dat, nu? Definitivatul și așa mai departe. Uite, eu am avut și discuția asta și cu... tot invoc pe Tudor, am vorbit multe pe mașină. Eu am făcut 5 ani ca psiholog. A venit reforma Bologna, care a spus 3 ani. Ok. Dar lumea se așteaptă de la un psiholog de 3 ani să fie la fel de bun ca unul de 5 ani. Nu se poate. Eu când eram... Dacă eu trebuia să fiu psiholog, să intru în psihologie după... în anul 3, cred că eram prăpăstios. Da? Deci trebuie să vă preocupați de formarea continuă. Uite, de exemplu, veniți la masteratul didactic. Vă bate gândul să veniți la masteratul didactic. Am reușit și am făcut și masteratul didactic. Dar și nici acolo? Cum? Problema când, este următoare. Când ați intrat? În 2018. Problema este următoare. Când ați intrat? Că masteratul didactic l-am început recent. A, nu. În cadrul modulului 2. Nu, eu vorbesc de masteratul didactic. Okay, profesia de profesor trebuie oarecum profesionalizată. Și masteratul didactic, adică să fii dedicat pentru acest lucru, este important. Dar noi deja ne aflăm în fața elevilor, după 2 ore de predare în cadrul universității. Da, și bun, asta vă spun, faceți formare continuă. Deci problema multor absolvenți, eu știu ce vreți să spuneți, că e nevoie de mai multe ore. Și pot fi de acord că e nevoie de mai multe ore. De aceea vă spun, veniți la masteratul didactic care este gândit altfel și nu considerați că atunci când ați terminat, nu doar pentru profesură, în orice alt domeniu, cum ați terminat școala, suntem profesioniști. Eu zic că sunteți începători în profesie. Veniți la cursuri de formare, veniți la practică, veniți la alte activități care se fac. Formarea trebuie să fie continuă pe parcursul vieții, fiindcă altfel la 2, 3, 4, 5 ani după ce ai terminat facultatea asta, la dinamica care există în cunoaștere, ești efectiv depășit de vreme. Dar efectiv depășit. 3-5 ani, deja schimbările sunt uriașe. Ori noi, dacă avem această idee că am terminat universitatea și mă duc să lucrez și asta o să-mi asigure, nu știu, expertiza pe foarte mulți ani, asta este o problemă. Asta nu înseamnă, repet, că n-ar fi nevoie de mai multe ore de practică. Eu vă cred. Deci eu nu problematizez că 2 ore, dar știți ce fac după această discuție? Mă duc și îmi spuneți ce modul ați terminat și verific cele 2 ore, să vedem dacă au fost 2 ore și dacă așa stau lucrurile. Dar deocamdată vă cred. Dar și dacă ar fi 2 ore, nu uitați că este un început de profesie, luați-o ca idee că aveți nevoie de formare continuă. Stimate domnule rector, vă mulțumim și sperăm că această conferință v-a satisfăcut setea de cunoaștere. Vă mai așteptăm la Șimleul Silvaniei, Țara Silvaniei. Iar acum, permiteți-mi să-l invit din nou pe domnul primar Mihai Cristian Lazăr pe scenă, pentru că spuneați la început că veniți acasă. Noi vrem să rămâneți cu impresii bune, deci, de acasă de la dumneavoastră, de acasă de la noi. Și în acest sens, domnul primar, împreună cu partenerii, organizatorii ai festivalului, v-au pregătit o surpriză. Domnul președinte, vă mulțumesc pentru întreg sprijinul. Ați zis că veniți acasă. Drumul către casă niciodată prea lung și vă mulțumesc că ați ajuns la Șimleul Silvaniei și vă mai așteptăm. Alma mater Napocensis, cum am zis și când ați intrat în primărie, asta vă zic și acum în încheiere. Vă mulțumesc pentru... Dacă îmi dați voie, de când ați terminat universitatea, dacă vedeți, țineți legătura cu noi, este Alma mater Claudiopolitana de 2 ani, fiindcă... A creat în 2017. Fiindcă Academia fondată de Batori și Universitatea se numea Universita sau Academia Claudiopolitana. Și ca să valorizăm această tradiție, din 2020 este Alma Mater Claudiopolitana. Ok. Am înțeles. Ceea ce vreau să vă spun e că, indiferent de pozițiile în care ne aflăm, indiferent de contextul în care ne aflăm, important e ce lăsăm în urma noastră. Dumneavoastră, astăzi ne-ați lăsat mai bogați, ați făcut lumină într-un domeniu care
trebuie să fie steaua nordului pentru orice societate, și anume educația. Noi vă mulțumim și vă suntem recunoscători pentru întreaga contribuție și contăm pe dumneavoastră în continuare și în semn de recunoștință primiți această blanchetă din partea noastră pentru Trei Sprijinul. Vă mulțumim încă o dată, domnule profesor rector. Suntem invitați cu toții pentru că ne așteaptă în cetatea Șibleului asediul final. Iar în această seară este alături de noi cu caravana PIF directorul celui mai important festival de film din Transilvania, PIF. Cosmin Giurgiu, Tudor Giurgiu, aveți întâlnire cu domnia sa la ora 8, când începe prima prezentare de film din cetatea Batorii. Așadar, cum spuneam și la deschiderea oficială care a avut loc la primărie, legendele s-au născut și renasc la Batorii Fest 2022. O după-amiază plăcută, vă mulțumim pentru vizionare.